Duminică noapte s-a declanșat alarma la unitatea de pompieri Rădăuți, unde a fost semnalat un incendiu la o locuință din localitatea Volovăț. Auzeam că până în pușca aceea și... Suna sirena? Suna sirena și am plecat. Da, nu. Pompierii ajunși la fața locului au intervenit cu autospecialele din dotare, alături de zeci de persoane, neamuri, vecini sau chiar necunoscuți, care au încercat să vină în sprijinul familiei năpăstuite. Focul, ce a pornit de la o defecțiune apărută la centrala cu lemne, care asigura confortul termic până în acel moment, a mistuit peste 200 de metri pătrați de acoperiș de la o anexă, adăpostul pentru animale și locuința familiei. Până la sosirea echipajelor de pompieri, care au reușit în cele din urmă să stingă flăcările mistuitoare, cetățenii localității Volovăț sosiți la fața locului au intervenit în sprijinul familiei pentru evacuarea și salvarea bunurilor amenințate de mistuire. Ars și ură și aproape totul ars, partea de jos nu ars. Ați ajutat la stingerea incendiului? Da. Mai fost niște prietenii mei și au plecat, acum e atacat. Primarul comunei Volovăț, Ioan Vicol, și-a arătat îngrijorarea față de familia rămasă fără un acoperiș deasupra capului pe timp de iarnă și a promis că va veni în sprijinul acestora cu materiale de construcții și alte ajutoare necesare refacerii gospodăriei. O tragedie la familia Băzgan, primăria o să încerce să-l ajute cu ce o să poate, cu niște materiale lemnos pentru a-și putea reface ce a fost distrus de incendiu. Lacrimile celor rămași fără agonisarea de o viață sunt tot mai amare la gândul că munca lor s-a transformat în scrum în doar câteva zeci de minute. În data din 1 februarie 2015, Garda de Intervenții Rădăuți a intervenit cu 3 autospeciale cu apă și spumă pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință particulară în comuna Volovăț. La sosirea gărzii de intervenție, incendiu se manifesta cu violență pe aproximativ 200 de metri pătrați la acoperișul casei, anexelor și un adăpost de furaje. La lichidarea incendiului a mai participat și un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Volovăț. Ulterior a fost solicitat și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor proprietarului locuinței, care a suferit un atac de panică.